Am revenit în direct și chiar dacă aș fi vrut poate să pun punct subiectului legat de ora de religie, am primit un mesaj pe care trebuie să-l citesc. Dacă vreau să facă copilul religie alta decât cea ortodoxă, întreabă un telespectator, ce trebuie să facă, doamna Burduce? Să depună o cerere și acolo unde este solicitat cultul pentru care optează, să-și scrie opțiunea dumnealui. Cred că ați văzut cum arată cererea, spune acolo numele elevului pentru dacă dorește sau nu și pentru cultul pentru care optează. Și este afișată o listă cu cultele care sunt recunoscute la noi în țară și aș alege una dintre acestea, alta decât religia ortodoxă. De fapt, noi și avem în situația pe care am raportat-o la minister, avem și copii înscriși pentru alte culte. Va fi mai greu dacă numărul acestora este mic să organizăm o clasă și mai mult decât atât, va trebui ca de la anul, repet, suntem și noi la început, va trebui ca de la anul să avem profesor pregătit pentru a preda în acest cult, pentru că dacă dorește să fie profesor, trebuie să parcurgă niște etape, trebuie să promoveze un examen național de titularizare, trebuie să aibă modulul de predare psihopedagogică, nu poate orice preot sau orice pastor să predea în școală fără a respecta aceste condiții. Deci se poate rezolva și în cazuri absolut speciale. Sigur că da. La vizierul fiecărei școli există, repet, lista cu aceste culte. Dacă dorește să completeze cererea, va scrie acolo pe cerere cultul pentru care optează, iar noi o să căutăm soluții pentru, de exemplu, iată, în cultul musulman avem 5 copii înscriși în tot județul. Vă dați seama că va trebui să-i adunăm de pe unde sunt, de prin școlile pe unde sunt și să reușim măcar să facem o grupă cu aceștia 5 și să vedem ce variantă găsim ca să poată să le predea. Da, mi-amintesc că unul dintre ei am cunoscut și eu în urmă cu un an sau doi. Copilașul pe care l-am cunoscut eu a fost de toată isprava. Mi-a plăcut foarte mult despre... Da, plăcut și foarte eu mult am un vecin care stă pe stradă cu mama mea. Este undeva la școala 6. Acum o să înțeleg că o să se mute și aparține acestui cult. Ei, ajungem și la clasa pregătitoare. Înscrierile sunt în plină desfășurare. Câți copii s-au înscris până acum? După cum vedeți, o activitate așa de susținută ce am avut noi cel puțin săptămâna trecută și toate cu înscrieri, toate au căzut în cărca secretariatului din școli, așa că vă rog să mă lăsați să mulțumesc și eu personalului din școli care a făcut față acestor solicitări și înscrieri clasă pregătitoare și înscriere cereri pentru ora de religie și situații statistice pentru evaluarea națională. A fost o muncă susținută și de multe ori până târziu în noapte, pentru că așa cum știți, când ți-e lumea mai dragă, aplicațiile nu mai funcționează și tot așa. Le mulțumesc pentru că au fost înțelegători. Întorcându-ne la clasa pregătitoare, din ultima raportare de azi dimineață pe care am solicitat-o la departamentul informatică, în jur de 75% din elevii recenzați erau înscriși în aplicație. Mai avem o săptămână până pe 13 este prima etapă de înscriere. Bineînțeles că majoritatea celor înscriși sunt din mediul urban, pentru că aici există tendința aceasta a părinților de a înscrie printre primii de teamă de a nu rămâne pe din afară, deși am spus că orice copil va face parte dintr-o clasă pregătitoare în septembrie 2015. Și dumnealor mai cred că primul scris este și primul servit și nu este deloc așa. M-a bucurat să constat că anul acesta nu a mai fost aglomerația aceea la secretariatele școlilor, probabil și faptul că am tot explicat și noi și dumneavoastră și am punctat acest lucru, că este o perioadă destul de lungă în care se pot înscrie copiii. Exact cum vă spuneam, nu înseamnă că dacă ne-am înscris din prima zi, copilul rămâne
acolo înscris și unde doresc eu la învățătoarea pe care am ales-o cu 3 ani înainte. Dar așa cum spunea și dumneavoastră, suntem deja după mulți ani de înscriere la clasa pregătitoare și s-au învățat și părinții și noi am explicat destul de mult și grădinițele au avut consultații cu părinții și le-au explicat exact ceea ce au de făcut. A fost ziua porților deschise când au fost prin școli și iarăși au venit în contact cu procedura pe care trebuie să o parcurgă pentru înscriere. De aceea, oricum, în primele zile a fost ceva aglomerație, pe urmă lucrurile s-au mai relaxat și acum sunt câțiva cei care mai vizitează secretariatele. Iar în mediul rural, acolo unde se știe că toți copiii de la grădiniță se duc la școală, de multe ori este un singur învățător și nu există prea multe opțiuni, nu există bătaie pe o clasă sau alta, nu se grăbesc și aproape către sfârșitul etapei se duc și dumnealor să-și depună acele cereri. De multe ori închemați și împinși de la spate de cei care trebuie să ia clasa pregătitoare. Au fost, mai ales la nivelul municipiului Buzău, vă întreb, au fost cazuri, știm că școlile cu renume sunt foarte căutate de părinți. Am tot difuzat și noi materiale, cum că au mai încercat să-și facă și vize de flotan și așa mai departe. Sunt cazuri în care să se fi depășit numărul a ceea ce și-au propus? Categoric. S-au depășit câteva situații avem deja, solicitările au venit la inspectorat pentru că va trebui să aprobăm noi o suplimentare de locuri în prima etapă, pentru că atunci când școlile solicită o clasă, aceasta înseamnă 25 de elevi. Dacă se depășește, să spunem că o școală își propune să facă 3 clase pregătitoare, asta înseamnă echivalentul a 75 de elevi. Dacă numărul elevilor înscriși este 80, bineînțeles că nu cerem o altă clasă pentru cei 5 care au depășit, ci solicităm suplimentarea de locuri până la 30. Și pentru cele 3 clase putem să aprobăm încă 15 locuri. Asta înseamnă în loc de 75, 90. Și ne înscriem până la 90 de copii. Dacă constatăm că înscrierile sunt și peste cele 90, atunci venim și mai solicităm aprobarea încă unei clase. Asta trebuie făcută de către școli acum, până la încheierea primei perioade de înscriere, pentru că altfel aplicația nu îi mai primește. Aplicația are acolo trecut exact numărul de locuri și dacă noi introducem mai mulți, atunci când se face procesarea datelor, ea se oprește la 75. Dacă în urma aprobării Consiliului de Administrație al Inspectoratului noi, inspectorat, mai introducem acolo în dreptul școlii respective încă 15 locuri sau încă o clasă, deja atunci când se face procesarea elevilor înscriși și aplicația merge până la 90 sau 120 cât are aprobat. Ei, și întrebarea mea acum este, în cazul înființării unor noi clase, școala respectivă are și învățătorul disponibil? În 99% din cazuri nu. Există poate o situație în care să fi fost o restrângere sau un cadru didactic care să fie și la pensie și în cazul în care se mai face o clasă în plus să se rezolve și restrângerea și cadrul didactic să nu mai iasă la pensie și să-și ceară o prelungire, cum există o situație la școala 1, de exemplu. Dacă nu, această clasă se înființează oricum, postul acesta intră în aplicația noastră a inspectoratului cu posturi vacante și fie se ocupă la un transfer, la o restrângere sau chiar la examenul de titularizare din vară, dacă acest post este considerat de școală, că este viabil 4 ani. Și o altă problemă ar fi aceea spațiului. Exact, asta vreau să vă spun, că școlile
Cu mare drag vin să ceară suplimentarea, pentru că este clar, vin mai mulți copii în școală, fiind mai mulți copii sunt și mai mulți bani, pentru că costul standard per elev încă funcționează, numai că nu întotdeauna au spațiu necesar. Haideți să ne gândim iarăși la școala 11, o școală foarte aglomerată din municipiu, care își propune 6 clase și ajunge la 8 și ar fi ajuns și la 9 dacă ar fi avut unde să o facă și pe a noua, pentru că nu mai există spațiu. Anul trecut au avut 2 clase care funcționează în alternativa step by step. Anul acesta n-au putut să facă decât o clasă pentru această alternativă, clasă pregătitoare, pentru că o clasă alternativă step by step este ocupată de dimineață până după amiază, deci acolo nu se mai poate învăța în schimbul 2. Și atunci o clasă este clar rezervată numai pentru clasa pregătitoare și școala 11 nu își permite la acest moment să nu aibă clase libere și pentru cei din ciclu gimnaziar. Iată că apar și problemele. Și o altă problemă este aceea că aici crește numărul de elevi la școala 11, dar ei pleacă de undeva. Pleacă din circunscripția altei școli și acolo vom avea probleme că nu își vor face școlile respective, clasele, după cum și-au propus, pentru că având în circunscripție un număr de copii recenzați, constată că 10 dintre ei sau mai mulți au plecat pe la alte școli și atunci sunt ei în imposibilitatea de a-și face clasele. De aceea, anul trecut chiar am avut o situație în care una din școlile de cartier, în loc de 2 clase, au reușit să înființeze doar una. Cadrul didactic care trebuia să preia o clasă pregătitoare, l-am detașat cu totul acolo unde, dintr-un motiv sau altul, ne-am trezit dintr-o dată cu foarte mulți copii și cu o clasă în plus, pentru că eu trebuie să am în vedere și încadrare. Soluția și cea mai potrivită. Posturile oamenilor. Da, metodologia îmi spune că în astfel de situații pot să regândesc circunscripția școlară. Dar îmi vine foarte greu să fac acest lucru, pentru că din vina unora care în ultima vreme și-au dat seama că trebuie să se mute în cartier făcându-și vize de flotant, eu pot să afectez pe cei care de ani de zile au locuit acolo, au fost ai școlii respective și pot să iau blocul respectiv să-l arondez unei alte școli, când acolo poate oamenii aceia din tată în fiu știau că aparțin unei școli, repet, numai pentru că unii își fac pe ultima 100 de metri viză de flotant. Și atunci am preferat să mutăm, dacă au fost astfel de cazuri, să detașăm cadrul didactic care ar fi fost într-o situație de restrângere la școala unde s-a înființat un post în plus. Da. Noi, părinți, în general, ne dorim tot ce e mai bun pentru copiii noștri, însă ar trebui să avem capacitatea să gândim un pic la nivel macro această problemă. Am spus întotdeauna și am făcut propunerea aceasta și la minister, numai că ministerul n-a mai dorit să modifice cu nimic metodologia. Noi știm că toți părinții își doresc ce este mai bun pentru copiilor și înțeleg această situație. Încă de când sunt înscriși în grădiniță, se gândesc ce vor face ei la școală, unde se duc, se interesează de școală, de cadrul didactic, este în regulă. Dacă tot nu aparțin unei școli și doresc neapărat să ajung acolo, pot să apeleze la această metodă care se numește viză de flotant la în septembrie, în octombrie, nu trebuie să aștepte martie când vin înscrierile. Pentru că dacă o fac de la începutul anului școlar, în noiembrie-decembrie, când eu fac recensământul, îi găsesc deja acolo în cartier, îi recenzez și pot să am o situație clară a numărului de copii din circunscripția mea, cu viză sau fără viză de flotant. Deci, oricum, dacă am de gând să fac treaba asta și să-l înscriu acolo, nu trebuie să aștept săptămâna cu înscriere ca să-mi rezolv viza de flotant. O fac de la 1 septembrie, el este recenzat, este cuprins în recensământ și poate fi înscris acolo. Este și asta o soluție, ca să știe și școala cum să își stabilească exact planul de școlarizare, planul pe urmă de încadrare pentru profesori și așa mai departe.
Da, din păcate aceasta este realitatea. În următoarea săptămână, cel puțin, știu că e o săptămână foarte plină și foarte grea pentru dumneavoastră și oricât ne-am dorit să vă avem aici în studio, să ne aduceți noutățile și să ne explicați cum stă treaba în învățământ, vă promit eu că nu vă mai invit tocmai pentru a vă putea lăsa un pic de răgați, pentru că veți susține și dumneavoastră examenul pentru postul pe care îl ocupați, dar și ceilalți inspectori și direct. Da, deocamdată eu sunt cea care voi susține examenul. S-au scos la concurs doar posturile de inspector școlar general. Eu voi susține examenul pe 16 martie. Perioada 11-20 este dedicată acestor concursuri și așa au fost programați noi, județul Buzău, urmând ca după ce vom încheia noi această etapă de concurs să se organizeze concursuri pentru inspectorii școlari generali ajunți, directorii caselor corpului didactic, apoi pentru inspectorii școlari și în cele din urmă pentru directori, pentru că așa cum vă spuneam, în comisiile de concurs trebuie să fie oamenii, persoane care au un examen susținut și noi vom face parte la rândul nostru din celelalte comisii, cei care vor lua concursul, bineînțeles. Eu vă mărturisesc faptul că în ceea ce vă privește nu am niciun fel de emoții. Cu toate astea vă doresc multă, multă baftă și să ne revedem cu bine în studiul Campus TV. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru susținere. Mulțumesc și eu pentru invitație. Punem punct aici emisiunii noastre. Deocamdată vă las în compania colegului meu, Aura Ștereacă, dar noi ne revedem la jurnal, la 19:30. Deocamdată la revedere!